comisiei număr de 43 de buletine de vot și tabelul nominal cu cluburile afiliate și reprezentații legale la adunarea generală a JF Vrancea din data de 16 august 2014. Prezența a fost făcută de domnul Octavian Coga și s-a constatat absența a 4 cluburi, respectiv Știința Funșeni, cluburile din Golubaru, Bomocea și Părteșcoiu. Respectivele buletine s-au anulat. După prezentarea datelor tehnice de către reprezentantul Federației Române de Fotbal, despre metodologia de votare, s-a trecut la împărțirea buletinelor de vot. S-au împărțit un număr de 39 de buletine de vot pentru care fiecare reprezentant a semnat de privire, a intrat în cabina de vot și apoi s-a introdus buletinul de vot în urna aflată în fața comisiei. După terminarea împărțirii buletinelor de vot și recitarea votului, comisia s-a retras pentru validare și numărare. Dau cuvântul președintelui comisiei pentru rezultatul final al alegerilor la funcția de președinte. Cele 39 de voturi s-au repartizat astfel și o să încep în sens de la mic la mare. Brașoveanu 0, Burgă 7, Oprea 11, Dan Dumitru 21. Din primul tur de alegeri, domnul Dan Dumitru este ales pentru un nou mandat de 4 ani de zile. După cum vă spuneam, din 39, majoritatea absolută înseamnă jumătate plus 1, 39 împărțit la 2, 19,5, 20 era minim de obținut. Folu. Ceilalți, mai citiți o dată, vă rog, 11 și ne-au ținut. Oprea, Nicuță, 11 voturi, Burgă, Vasilică, 7, Brașoveanu, 0. Total, 39. Da. Bun. Vă mulțumesc că am ieșit din primul tur. Negocieri, asta, din punctul ăsta de vedere, nu mai am nevoie. Negocierile, veniți aici. În comitetul executiv. Pentru vicepreședinți aleși de adunarea generală din rândul membrilor afiliați, vicepreședinței Comitetului Executiv, trei membri, după cum urmează, un reprezentant al Ligii a 4-a, un reprezentant al Ligii a 5-a, un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și junior participant de la campionatele județene, președintele Comisiei Județene de Arbitri. Deci, la acest punct vom alege cei doi vicepreședinți. Predați-mi, vă rog, 43 de buletine de vot. Este o diferență față de alegerea președintelui și anume din cei 5 candidați. Încă o dată, întreb 6, scuzați-mă, domnul Brașoveanu face parte și a exprimat dorința să fie și la concursul pentru vicepreședinți. Deci, dumneavoastră ce ați aprobat? Ceea ce v-a propus biroul executiv, ceea ce v-a produs Comisia de Validare a Voturilor. Și anume, validarea și aprobarea tuturor celor 6 candidați. Da? Vă asumați, să știți, răspunderea pentru această situație. Dacă unul dintre ei nu corespunde cerințelor statutului. Bun. Avem 43 de buletine. Bun, mai numărăm odată când îl predăm. Aveți 43 de buletine de vot. Galben cu alb. Pe spate aveți aceeași rubrică. E o mică omisiune din partea organizatorilor. Ar fi trebuit să pună două rubrici, două chenare, mai bine zis. Dar se încadrează și în acest chenar să menționați numele, prenumele celor doi candidați care doriți să ocupe funcția de vicepreședinte pentru următorii 4 ani. Și le dăm cât să le acordăm? 3 minute? Sau niciun minut? Domnul, pe toți, domnul din Petre, de vedere, lucrez cu oricare dintre ei. Nu am nicio problemă. O mică problemă cu situația, dar o discut după aia. Doresc să iasă președintele care vă pot. Bun. Domnul Petrea Neculai, domnul Rosu Cristian, domnul Dudosă. Influențați votul, bine. Ce să zic? Deci domnul Tudosă Florin, domnul Gică Mihai, domnul Gheorghiu Stan și domnul Brașoveanu. Da? Doar sunt pe o perioadă de jumătate de oră prezent între rândurile dumneavoastră.
În general, vicepreședinții trebuie să vă reprezintă. Este... Ce faci? Ai inclusiv președintele. Și de fiecare dată când vă întâlniți cu ei, să-i trageți la răspundere. Dacă și-au rezolvat, cele ce v-au promis, cele ce vi se transmite prin diferite căi de comunicare, da? Îi trageți de urechi, pentru că nu-i posibil ca un județ ca Vrancea să n-aibă, vă fac o observație, o echipă în Liga 1, 2 și 3. Nu-i posibil. Toți avem probleme pe toate planurile, dar cei care câștigă Liga 4 trebuie să promoveze. Un an nu promovează, dar la al doilea găsiți o echipă care e potentă, valoric, financiar, să ajungă în Liga 3 măcar. Avem o Liga 5, Unirea Focșani. Unirea Focșani, să știți că dacă e cineva prin sală, au fost brașoveni la această echipă. Nu am jucat contra ei de vreo 3-4 ori la vremea respectivă. Dar cine conduce Unirea Focșani? 30 de ani.